15 ani de existență a Asociației Vasiliada se traduc printr-o mână de ajutor întinsă miilor de copii aflați în situații de risc, persoanelor vârstnice sau fără adăpost, tinerilor cu dizabilități sau etnicilor romi. Asociația Vasiliada a inițiat numeroase parteneriate cu instituții publice și private pentru a dezvolta proiecte și campanii la care s-au alăturat și persoane publice, baroneasa Emma Nicholson, Paula Selling, Tudor Gheorghe, Felicia Filip, Liana Stanciu, Ducu Berții și mulți alții. N-aș putea spune că a fost ușor încă, însă cred că în prima instanță ceea ce a cântărit foarte mult a fost faptul că fiind o organizație a bisericii am fost catalogați din start drept oameni serioși și cred că asta ne-a ajutat să mergem mai departe, să ne dezvoltăm frumos și să dezvoltăm parteneriate nu numai cu organizații ale bisericii, ci și cu organizații laice. Este o rețea de 11 centre sociale dezvoltate la nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia, cu număr destul de mare de beneficiari, cuantificați de-a lungul celor 15 ani de activitate. În momentul acesta, Vasiliada înseamnă și o echipă de 45 de angajați, de persoane care lucrează alături de noi. De asemenea, un număr de 65 de voluntari care participă la activitățile, în special activitățile din centre, și foarte multe planuri de viitor. Asociația Vasiliada a fost desemnată la începutul anului 2016 drept instituția anului în domeniul asistenței sociale din România, premiu oferit în cadrul Galei Naționale a Excelenței în Asistență Socială. Recunoașterea la nivel național a avut loc și în cadrul Galei Oameni pentru Oameni, când a primit premiul pentru cea mai bună campanie de strângere de fonduri în cadrul campaniei Gesturile mici fac oamenii mari, derulată în parteneriat cu TVR Craiova. Lucru care ne-a onorat și care ne responsabilizează și ne întărește convingerea că ceea ce facem, facem bine. Au urmat alte campanii în preajma sărbătorilor de Crăciun, în preajma sărbătorilor de Paște, când de fiecare dată ne aducem aminte și venim în sprijinul bătrânilor din comunitatea noastră care se află într-o situație de nevoie, care sunt singuri, care sunt imobilizați în propriile locuințe. Pentru a marca împlinirea celor 15 ani de activitate socială, Asociația Vasiliada a organizat o serie de evenimente publice în Craiova, o expoziție de fotografie, ateliere de creație, un spectacol de teatru pentru copii și un concert de muzică folk.